Pentru că în aceste momente, prin intermediul online-ului alături de mine, este Mihaela Ceban, cea care este stabilită în Italia după ce a mers în 2015 într-o simplă excursie, în încercarea de a se degaja și a-și încărca bateriile și în cele din urmă a rămas în Italia. Mai mult decât atât, a reușit să se familiarizeze cu tot ce înseamnă domeniul de human design. Ce înseamnă human design? Încerci să faci un design al omului sau ce este? Încercăm să aflăm în această dimineață. Mihaela, bună dimineața! Bună dimineața! Vreau să te întreb inițial ce înseamnă human design, pentru a încerca să dăm o definiție și pentru cei de acasă, ca să înțeleagă și ei mai exact ce este acest domeniu de activitate. Human design are la bază mai multe științe vechi și este împletită cu tehnologiile noi. Deci trecutul și prezentul cumva s-au unit și au făcut această știință, care ne dă posibilitatea să aflăm un fel de manual de instrucțiune a fiecărei persoane. Ar fi fain nu să ne naștem deodată cu manualul de instrucțiuni, dar așa, cum am făcut noi până acum de secole și mii de ani, pe parcursul anilor am aflat singure aceste instrucțiuni. Păi iată, această știință de human design vine să ne dea acest manual, doar trebuie să o deschidem și să o citim. Bine, și fiecare dintre noi este diferit, nu? Fiecare persoană are propriul caracter, propria personalitate, propriile gânduri. Cum reușim să găsim 8 miliarde și ceva de manuale? Pentru că suntem cu toții diferiți. Păi, specialistul în human design vine și în baza informațiilor personale a fiecărei persoane citește aceste instrucțiuni și le transmite. Pentru că în momentul în care noi introducem datele personale, avem acest manual. Și omul de rând nu reușește să citească. De exemplu, având chakra gâtului, noi reușim mai ușor să ne exprimăm. Și în acest caz vine în ajutor specialistul în human design. Bine, mai simplu și pentru mine și pentru cei de acasă, dacă eu ți-aș oferi toate datele mele personale, gen ziua nașterii, data, luna și așa mai departe. Locul și ora este foarte important, pentru că în acel loc, la acea oră, era o anumită încărcătură energetică care a transmis informație genetică. Și în baza acestei informații genetice, ai preluat informația de la strămoși, de la părinți și s-a creat manualul tău personal. Și ce poți învăța despre tine? Cum să te comporți în viitor? Ce poți să faci? Spre ce ești predispus? Da. De exemplu, persoanele care au activă chakra emoțională sunt predispuși la alcool, la țigări, la droguri. Știți, alții, nu noi, sigur că nu noi, alții, ca de obicei. Bine, acum... Îmi cer scuza pentru următoarea întrebare, dar vreau să înțeleg care este diferența între astrologie și human design, pentru că pur teoretic sună mai mult sau mai puțin asemănător, pentru că și în astrologie, dacă e să privești data, luna, anul nașterii, te uiți cum s-au aliniat stelele, ajungi tot cumva la o concluzie în urma căreia îți dai seama ce personalitate are cineva. Care ar fi diferențele? Este diferență, pentru că în astrologie ni se dă zodie, de exemplu, pe o lună zile. Păi nu toate persoanele care se nasc timp de o lună de zile sunt la fel. Eu, de exemplu, cu soțul meu suntem ambii tauri, dar suntem total diferiți. Da, avem unele trăsături în comun, dar manualul nostru de instrucțiuni este total diferit. Și eu am înțeles asta atunci când am început să studiez human design și să văd că între noi diferențele eu deja le vedeam, dar asta mi-a confirmat încă o dată că nu toate persoanele care se nasc într-o lună de zile sunt la fel. Și human design vine să ne arate acest manual mult mai personalizat. Deci fiecare persoană este aparte. Are al ei bagaj de genetică în spate și asta este diferența între astrologie. Bine, și... Dar human design are și careva chestii astrologice, pentru că de ce este important locul și ora, cum sunt aliniate planetele. De asta este important locul și ora. Bine, și human, Mihaela Ceban, cum a ajuns la human design? Pentru că ai mers într-o excursie în 2015 la Veneția, în Italia, și cumva s-a întâmplat ca drumurile tale să se oprească acolo. Da, nu este nimic întâmplător. Eu, la moment când am decis să vin în Italia, am spus că ok, mă duc să văd Italia. Eram în vacanță de Paști, da. Și atât de mult mi-a plăcut tot și atât de bine s-au aranjat astrele, că a fost foarte ușor să rămân. Nu știu ce ofertă de muncă trebuia să am în Moldova ca să mă întorc înapoi.
pentru că locul, atât de mult, energia locului mi-a plăcut atât de mult și am decis, mai încerc să rămân aici, să văd cum merg lucrurile. Apoi, peste un an de zile, am întâlnit soțul meu și deja era foarte dificil, aș spune, să mă întorc înapoi, având iubire aici. Da, e destul de complicat oricum să iai și această decizie de a rămâne undeva în urma unei vacanțe, pentru că, pur teoretic, ai anumite task-uri din zona de unde mergi. Dar vreau să revenim la Human Design, pentru că vreau să aflăm mai mult despre acest domeniu. Am văzut în informațiile pe care le-am găsit eu în mediul online că oamenii se împart în câteva categorii, procentuale, desigur. Dacă poți să ne oferi mai multe detalii. Mai exact în patru categorii. Human Design spune că pe Pământ sunt patru categorii de persoane. Manifestatorii sunt cei care vin să conducă, conducătorii de țări. Proiectorii vin cei care să facă un plan, cum trebuie să acționeze persoanele, cât mai ușor să ajungă din punctul A în punctul B. Generatorii sunt cei care au energia să lucreze mult, deci un proiector nu poate să lucreze atât cât lucrează un generator, pentru că nu are energie respectivă, dar el este mult mai și face această listă ca unui generator să fie ușor să lucreze. Și sunt reflectorii. Eu sunt reflector. Reflectorii sunt doar un procent pe Pământ care vin să arate tuturor celor trei sus menționate care ce au de conștientizat. Deci reflectă ceea ce nu văd ei. Așa eu am înțeles ceea ce nu reușeam să înțeleg înainte de Human Design. De ce eu reușesc să înțeleg pe toți atât de bine, iar ei nu reușesc să mă înțeleagă pe mine. Și am înțeles de ce. Ok, eu pur teoretic fac parte dintr-o categorie, nu știu care dintre ele, pentru că trebuie să fie făcute analize. Pot pot trece dintr-o categorie în alta. Să zicem că sunt generator, dar mi-aș dori foarte mult să fiu conducător. Și atunci aș dori să trec într-o altă categorie. Nu ai cum să faci lucrul ăsta. Nu, pentru că așa te-ai născut. Bine. Poți doar să primești ceea ce ai, să conștientizezi și să accepți, pentru că este un fel de dar. Toată energia asta este un dar. Am înțeles, dar pur teoretic, asta ar fi în contradicție cu frazele pe care le-am auzit în ultimii ani, gen fiecare poate să facă absolut orice, fiecare poate să ajungă absolut oriunde și fiecare poate reuși la un moment dat să ajungă și pe culmile Olimpului, trebuie doar să își dorească. Și atunci vine în contradicție Human Design-ul. Nu, pentru că, cum am menționat mai devreme, în momentul în care noi conștientizăm ceea ce avem și ceea ce suntem, noi stăm bine cu noi înșine. În momentul când noi stăm bine cu noi înșine, noi putem trece peste orice obstacol. Noi nu reușim să trecem obstacole când noi nu suntem mulțumiți de ceea ce suntem și lumea asta simte în noi. Și noi nu putem să transmitem un mesaj frumos în momentul în care nu te iubești pe tine însuți. Deci Human Design spune iubește-ți personalitatea pentru că nu se schimbă, este asta. Poți doar să o accepti, să o îmbrățișezi, să o studiezi, să vezi ce îți oferă și din ce îți oferă să iei de mână și să mergi mai departe. Spune-mi, te rog mult, dacă ai cunoscut persoane ce se activeze în acest domeniu în Republica Moldova. Cunosc moldoveni care activează în acest domeniu, dar nu în Republica Moldova. Nu în Republica Moldova. De ce crezi că nu s-a ajuns în Republica Moldova? Probabil locul. Încă o dată te rog, pentru că nu te-am auzit. Probabil locul este foarte important. Probabil suntem atât de multe grijă avem în Republica Moldova, probabil că nu reușim să ne gândim la ceva mai... Nu vreau să spun mai profund, pentru că sunt persoane care se gândesc profund. Dar probabil ne gândim mai mult la altceva. Probabil nu a ajuns Moldova să cunoască atât de profund prin social media, pentru că avem foarte multă populație care trăiește la țară și probabil nu are atâta accesibilitate la social media. De exemplu, bunica mea, ok, privește televizorul și iată, datorită vouă, va vedea despre Human Design mai multe. Bună dimineața, doamnă, să rămână! Vă mulțumesc mult că această dimineață ați acceptat să fiți alături de noi. Acum, indiferent în ce credem, indiferent cât de mult ne aprofundăm în lucrul este cel, trebuie să încercăm să devenim mai buni, să fim mai buni cu noi înșine și cu cei din jurul nostru. O zi frumoasă să aveți. Mulțumesc mult încă o dată pentru interviu. Mulțumesc, o zi bună. O zi frumoasă.